Prima etapă a concursului pentru șefia Autorității Naționale de Integritate s-a încheiat. La proba scrisă au participat vicepreședintele în exercițiu al Autorității Victor Strătilă și membrul CSM Teodor Cârnați. Deocamdată nu au fost anunțate rezultatele. La următoarea etapă urmează testul cu poligraful și interviul. Proba scrisă a fost compusă din trei părți. Temele au fost anunțate din timp, astfel că participanții au reușit să se pregătească de examen. Sunt trei întrebări în concurs. Prima întrebare se referă la problematica integrității, a doua întrebare se referă la conflictul de interese instituțional și a treia este despre problematica managerială instituțională. Consiliul de Integritate a anunțat concursul pentru selectarea conducerii Autorității Naționale de Integritate în urmă cu jumătate de an. Inițial, în competiție s-au înscris 4 pretendenți, însă șeful Direcției Control Venituri și Proprietăți din cadrul autorității, Lilian Chișca, a decis să-și retragă candidatura pentru a participa la concursul pentru funcția de vicepreședinte al ANI, care la fel se desfășoară în această perioadă. Totodată, din concurs a fost exclus și președintele în exercițiu al autorității, Anatolie Donciu, din cauză că nu a acumulat numărul necesar de voturi.